cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să... Bună dimineața, bine ați venit la cafea. Cafea caldă, fierbinte, la emisiunea Cafeaua de dimineață. Pentru cine nu mai știe, mă numesc Valentin Bălănescu și facem această emisiune de ani buni. De ce am făcut această paranteză? Pentru că astăzi vreau să încep un șir de emisiuni. Bine, l-am început de ceva timp, de o săptămână și ceva. Aducem în față cazuri și încercăm să aflăm ce se află în fața lor, în spatele lor. Aducem în discuție legi și instituții și persoane pentru a vedea de ce trăim prost în județul Neamț, în Piatra Neamț și în România. Dar pe noi ne interesează județul Neamț și Piatra Neamțul, da, și localitățile din județ. O să spuneți, da, domne, de ce? Pentru că s-a ajuns într-un punct, cel puțin din punctul meu de vedere, în care nu se mai poate. În care jmecheria, deci profesionalismul pus în slujba jmecheriei, interesului politic, interesului personal, a depășit orice limită. În care incompetența ajunsă pe funcții te face să te înspăimânți de ce se întâmplă în jurul tău. De aceea, eu încerc aici să arătăm pentru oamenii care mai sunt interesați, care pot la rândul lor să spună și altora despre aceste lucruri, să încercăm să schimbăm cât se poate de puțin ceva. Mă gândeam în dimineața aceasta să vă propun tuturor, dumneavoastră propuneți altora care nu se uită la emisiune la ora asta imposibilă pentru mulți, să căutăm oameni noi, adică nu oameni noi, să căutăm oameni pe care să-i propunem și să-i propulsăm spre consiliile locale, de ce nu spre posturi de primari, viceprimari, etc. Oameni care să vină de la propune, deci nume care să vină de la oamenii din comunități, dacă se poate să nu mai vină de la partide. Și să încercăm cu ei, dacă sunt dispuși, noi suntem dispuși, să încercăm să îi familiarizăm cu administrația locală, cu chichițele, jmecheriile funcționarilor, ale secretarilor de localități și de județ, pentru a încerca să schimbăm ceva. Pentru că, repet, nu se mai poate. Nu se mai poate. Șmecheria dusă la nivel de artă te face să-ți fie greață. Te face să-ți fie greață cum niște șmecheri folosesc legea cum vor ei, o întorc pe toate părțile, având de multe ori pile, spate politic, de ce nu, și de alt tip. Haideți să discutăm astăzi despre o instituție, o lege proastă, oamenii care ar putea să schimbe lucrurile astea și oamenii care profită de pe urma acestei legi proaste. Toată lumea acum este cu scandalul de la ambulanță pe buze. Da, am spus-o de nenumărate ori, nu numai eu, și alți colegi din presă, puțin e drept, unul știu eu, mai puțin în rest, că la ambulanță este un sistem mafiot foarte bine organizat. Bun, întrebarea este, ăsta este singurul sistem mafiot din Neamț care funcționează? Ăsta este sistemul mafiot care face ca lucrurile să meargă rău sau foarte rău? Nu. Sistemul mafiot din Neamț pornește de acolo de unde
Sunt propuși oameni, sunt aduși oameni să ne conducă. De unde? De la partidele politice. Care, la rândul lor, au de acolo încolo tot felul de încrengături. Și pun mâna încet, încet pe segmente ale administrației, pe tot ce înseamnă necesarul ca rotițele să funcționeze și ca protecții, și ca tot ce doriți dumneavoastră. Și haideți să vedem. Cine are în mână tortul județului, tortul localităților? Teoretic, tortul ăsta poate fi împărțit numai și numai cu acordul consilierilor, consiliilor județene, locale, municipale, etc. Consiliile sunt formate din consilieri care de obicei vin pe listele partidelor, foarte puțin, foarte rar independenți. Băieții ăștia care ajung acolo, nu vorbesc de toți, dar 95% sunt în general oameni care sunt puși pe liste și execută. Nu mai au treabă cu cititul, analizatul, hai să vedem dacă e bine pentru oameni, să nu ne fie bine numai nouă, să le fie bine și oamenilor, etc. Nu. Ei votează. Așa s-a ajuns la situații aberante în care unii au votat pentru ei. Aici avem o lege. Avem o instituție care aplică o lege. Se cheamă Agenția Națională de Integritate. Care este o instituție, după părerea mea, total depășită. A fost folosită ca armă de foarte multe ori. Care își face treaba cu încetinitorul și numai atunci când îi se dă voie. Și să vă dau niște exemple de cum a fost jefuit județul ăsta de oameni care erau sau incompatibili sau în conflict de interese. Și nu o să vi le dau pe toate astăzi, că avem, slavă Domnului. Dar vreau să vă dau câteva exemple. Nu încep cu ceva care ar putea să fie, cum să ia de departe premiul întâi la un concurs administrativ de stupid people. Cazul de la Crăcăuani, când mama primăriță și-a pus, mama primăriță, cred că o avem pe undeva printr-o poză, Bogdan, și-a pus fiul administrator public. Deci asta este un exemplu de prostie administrativă. Mesagerul de Neamț a scris în exclusivitate în martie a unui an, acum un an și ceva, dacă nu mă înșel. Ei bine, ANI, având toate documentele, inclusiv trimiteri la lege și tot ce vreți dumneavoastră, a dat decizie în decembrie acelui an. În decembrie. De atunci până acum a început judecata. Ce credeți că se va întâmpla? Vă spun eu. Doamna își va încheia mandatul en fanfare. Dacă va depăși mandatul cu termenele de judecată, va mai candida o dată sau, de ce nu, își va pune fiul să candideze. Și va câștiga. Pentru că pe cei de la Crăcăuani, cei de la Crăcăuani, în marea lor majoritate, n-au auzit despre ANI. N-au auzit ce spune ANI. Ei votează cu primarul în majoritate. De ce? Că înainte de alegeri, niște cartiere mai deosebite de acolo vor fi ajutate și vor merge înainte. Între timp, doamna primar face legea în comună, face hotărâri, propune, deși știm toți că va pierde procesul. Merge la Bruxelles de mânuță, ca două domnișoare care se duc la poarta Uniunii Europene cu doamna Mădălina Ciobotaru și se uită. Ce frumos, Bruxelles-ul. Mergem, avem carduri, mergem să cumpărăm, facem shopping.
shopping european. Asta e un exemplu. Dar să vă dau un alt exemplu. Foarte interesant. Nu mai țin minte anul 2014, bănuiesc, pot să caut dacă vreți. Făcea boom în presă, că în rest n-a interesat pe nimeni decât când a trebuit. Scandalul finanțărilor de la clubul de fotbal Ceahlău Piatra Neamț. Mă mai aduceți aminte, nu exista clubul ăsta, exista o echipă de fotbal în care se pompau bani din administrație. Rău sau bine, nu știu, dar s-a pompat ilegal. Cum s-au dat banii ăștia la județ? La primărie e altă poveste. La județ s-a votat o hotărâre de Consiliul Local. Hotărârea s-a votat cu 18 voturi pentru și 17 împotrivă. Deci un vot. Cine a propus-o? Domnul Pruteanu să trăiți, care domnul Pruteanu să trăiți, dacă îi spunea Gheorghe Ștefan să meargă în unghii tăiate și făcute cu ojă roșie la toaleta doamnelor, se ducea fără discuție și acolo. A propus domnul Pruteanu și s-a votat. Printre cei care au votat pentru, era un om absolut onorabil altfel, domnul Vasiloiu. Cred că avem o poză și cu domnul Vasiloiu, să aduc aminte lumea de el. Chiar în ședința de consiliu era făcută. Așa? Domnul Vasiloiu, care, ca să vezi minune, era administrator la societatea care primea banii pentru clubul de fotbal Ceahlău, care se chema și ea SC Ceahlău, ca să încurce lumea. Mai clar de atâta incompatibilitate nu există. O să spuneți, ei bun, s-a constatat. Da, dar ca să vă arăt cum funcționează lucrurile. După ce s-a constatat incompatibilitatea, a venit decizia, domnii consilieri județeni au refuzat să o ia în calcul, timp de vreo 2 luni și ceva. Au refuzat să o ia în calcul. Și domnul Vasiloiu venea la ședințe și mergea în continuare. De ce? Că n-au vrut mușchilor. N-au vrut mușchilor. Când într-un târziu și Tribunalul Neamț a spus, bă, e decizia acolo, trebuie să țineți cont de ea, dacă nu mai știu, s-au dat niște amenzi, atunci la vremea aia. În fine, domnul a fost înlocuit. O să spuneți, gata, s-a terminat. Nu s-a terminat. Nu s-a terminat. Pentru că o instituție a statului român, pe numele ei Agenția Națională de Integritate, a emis un document. Documentul respectiv spunea negru pe alb. Și nu era un document pe care să-l discuți. Să vezi, domnule, e bun, nu e bun. Era o hotărâre. Trebuia aplicată. Hotărârea aia spunea așa. Domnule secretar sau doamnă secretar a Consiliului Județean Neamț, domnule președinte, vă anunțăm că hotărârea prin care s-au dat bani către clubul de fotbal Ceahlău este nulă de drept. Nulă de drept înseamnă, după știința mea, dar poate că nu știu, că trebuia anulată. Dacă era anulată, producea efecte. Știți ce hotărâre era? Era hotărârea privind bugetul județului de atunci. Evident că s-au șters toți la fund cu hârtia de la anii și a durut în 14. E drept că era cam scorțoasă. Știți cum era, venea hârtia aia pe fax la vremea respectivă. La unii a lăsat și semne. Că ștergându-se la fund cu hârtia, au deranjat locul de pupat în fund al altora. Da, mă rog. S-a rezolvat până la urmă. Cu acordul celor care pupau în fund, lucrurile s-au rezolvat și a mers înainte. Nu s-a anulat nimic. De ce nu s-a anulat? Și cum, dom'le, să anulăm noi bugetul? Noi care am lucrat la bugetul ăsta. Păi da, e
Nu că nu mai putem, că au trecut timpul. Păi normal că a trecut timpul, că legea era proastă. Este proastă. Cine ar putea să schimbe legea asta? Cum cine? La propunerea unui grup de deputați, senatori, cu propuneri venite din teren, de la secretari, de la cei care lucrează în sistem, ar putea doamna domnișoara Oana Bulai, domnul Ciprian Șerban, domnul Răzvan Cuc, domnul Eugen Nazare Țapu, domnul, mai știu care sunt toți pe acolo, cine, mai știți cine sunt senatori și deputați de, la, de Neamț? Îi vedeți pe undeva în afară de Facebook? Facebook. Nu, că sunt unii care pronunță rău. De la statul pe scaun mult acolo, fac ceva. Să dezvolt o anumită zonă anatomică. Sunt ei interesați de asta? Haide! Dar cum să-și dea singur peste picioare? Nu numai cei din Neamț, din toată țara. De ce? Păi cum să mai controlezi primarii și consilierii și pe ceilalți dacă tu îi obligi să fie corecți? N-ai cum să-i mai controlezi. Ăsta este cancerul adevărat și corupția adevărată din România. Aici e problema. Mai avem exemple o mulțime. La un moment dat, în Consiliul Local Piatra Neamț, existau 5 incompatibili cu decizii. Și ei votau în continuare fără niciun fel de problemă. Unii dintre ei, mi-aduc aminte, erau consilieri locali, erau șef de societatea Consiliului Local, deci directori. Bă, unul mai era și consilier pe undeva, altul era în consilii de administrație la alte societăți și votau, bă, să vă spun, câți bani am eu nevoie la societate acum? Păi, zice, îmi trebuie 1 milion. 1 milion de lei, nu 1 milion din ăsta nou. Ăla mare, știți, milionul mare. 1 miliard. Păi, hai să facem un proiect de hotărâre. Ei făceau proiectul, ei îl puneau primarul, zice, bă, dacă aveți nevoie, dăm. Și se duceau banii acolo. Unul zicea, băi, uite, am văzut un teren acolo, ar trebui să-l luăm la societate ca să poată să ajungă la ăla. Se făcea într-o ședință. Erau incompatibili. Toate hotărârile semnate de acești domni, teoretic și practic ar trebui să fie ilegale. Dacă ar fi fost așa, nu s-ar fi ajuns la nenorocirile pe care le avem acum cu Urbanu, cu Perla Invest, cu Publiservu, care au fost, etc., cu Salubritas. Nu, acolo nu avem voie să vorbim despre Salubritas, că e vorba de curățenie, integritate și onestitate. Acolo nu putem. Chiar dacă e vorba, ei strâng gunoaiele, le așa adună și le și depozitează. Bun. Deci cam așa stau lucrurile cu toate șmecheriile de genul acesta. Și o să spuneți, ei și? Păi ei și. Îi lăsăm în continuare să facă așa? Sau încercăm să schimbăm lucruri? Că, știți cum e? Vă dau un alt exemplu. Pornind de la consilieri. Unii incompatibili, ce făceau ei? Ce, domne, zice, hai să mai ajutăm niște oameni. Hai mai ajutăm niște oameni. Nu vorbesc de angajări aici. Astea deja se știu. Nu vorbim de funcții care nu făceau altceva decât să dea, direze niște bani la salarii. Nu. Și domne, hai că sunt niște bani la primărie pe finanțări nerambursabile. Hai să vedem. Cine știe pe cineva cu o asociație, cu ceva? Hai să facem. Și așa s-au născut asociațiile care mulgeau. Eu nu vorbesc de alea care făceau proiecte adevărate. Aia care mulgeau, an de an, bandă la Consiliul Local și făceau pliante. Sau alte asemenea hârtii. Unii decontau la Consiliul Local facturi de prin Constanța. Pentru proiecte făcute în Neamț. Alții decontau facturi dinainte. Așa cum au făcut la fotbal. Adică ăia de la fotbal decontau aceeași factură și la Consiliul Județean și la Consiliul Local.
Trai Nineacă. Deci, mă mir că nu o decontau și în altă parte. Iar acum decontul nu-l fac ăia care au luat banii, decontul fac proștii care au semnat. Deci, proștii care au semnat. Să-mi aduc aminte cine a semnat, nu că ar fi proști. Au fost proști atunci, că au semnat sau au propus. Domnul Pruteanu la Consiliul Județean, doamna Ignatovici, dacă nu mă înșel, și doamna Mititelu, care cred că lucrează în Consiliul Județean și acum, bine mersi. Având de dat bani acolo, dar nu, e bine că are de unde da bani. La Consiliul Local au fost și acolo, o doamnă, Ana Monda, viceprimar. I-a spus și a fost să semneze, păi a semnat. Domnul Vișan era secretar, a promovat hotărârea. Deci, ăsta este ghemul de la care pleacă toate. Și așa ajungem înapoi la ambulanță. Ambulanța se dovedește a fi o caracatiță. Și am dat ieri în Mesagerul și a apărut și pe 10H, cele două site-uri, cum e cu ambulanța. Țineți minte, a fost reținut domnul Morenciu, 40.000 de euro și încă peste 100 și ceva de mii de euro acasă, în euro, lei și euro. Mizilic. Da? O să... Toată lumea a zis, bă, ăia de la târg au dat. Și a venit, au prins-o pe doamna Preda cu banii, că, mă rog, interceptată, etc. Și doamna cealaltă de la Piatra Neamț. Existau în comunicatul care a apărut semne că nu sunt singuri. Acum au fost arestați cei de la Târgu Neamț, care au dat șpagă. Interesantă arestarea asta cu și reținerea lor pe 30 de zile, pentru că au urmat încheierea de ședință în care s-a confirmat arestarea și acolo, fără nicio legătură cu cei 8 de la Târgu Neamț, dar probabil că oamenii au mai decartat, știți? Noi suntem în județ în care se juca poker mult, la nivel înalt. Se jucau la poker inclusiv jucători de fotbal. Da, închidem paranteza și s-a decartat. Și decartându-se, ce aflăm noi din comunicat? Uite, ca să nu greșesc eu foarte tare, știți, să nu vorbesc pe de rost, vreau să mă duc să vă aduc aminte exact ce noutăți avem din de la primul lot de arestări. Acum e al doilea. Acum scrie acolo foarte clar că nu numai Morenciu, ci și AD, manager general interimar, deci în prezent manager general interimar, deci nu se mai spune director medical, este manager interimar, pretind și primesc sume de bani. Deci, pretind și primesc sume de bani prin intermediul unor angajați. Ce înseamnă asta? Că niște angajați, în numele șefilor, cereau bani de la cei care veneau la concursuri. Mergem mai departe. În același document, nu se mai vorbește de cei 6.000 de euro pe care îi primeau băieții de la Târgu Neamț. Îi dădeau băieții de la Târgu Neamț pentru angajare. Se vorbește despre o ierarhizare a șpăgii. Păi, spaga era ierarhizată în funcție de postul pe care... Dar e și normal să faci ordine în șpagă. Adică una e să dai șpagă pentru o femeie de serviciu și alta e să dai șpagă pentru un asistent medical. Că există totuși un blazon al șpăgii. Nu poți să iei chiar la fel așa de peste tot. Și ce aflăm? Că 10.000 de euro erau de la candidații pentru ocuparea postului de personal sanitar, adică asistent medical. Și 5.000 de lei de la cei care erau cu volanul în mână pe autosanitar. Deci nu mai vorbim de 6.000 ăia, ci de celelalte. Ce mai aflăm? Că unul dintre cei care strângea, colector, să-i spunem așa, erau canalele, sunt canalele colectoare, știți?
Unde vin? Dejecții, apă de ploaie. Aici veneau lei, euro, poate și dolari, cine mai știe. Poate și alte lucruri. O mică bijuterie. Mă rog, în funcție de posibilități. Deci, era un lider de sindicat pe numele său AGA. Dacă te uiți pe sindicate, vezi un gladior Andronache, care ar fi strâns bani, și asta e noutatea față de ce era până acum, de la din toate zonele în care funcționează ambulanța. Adică și din Piatra Neamț, ne-am fi mirat să scăpăm, și din Roman, și din Bicaz. Că aici avem așa, dintre candidații pentru ocuparea de personal sanitar, care au procedat în modalitatea mai sus descrisă, adică au dat bani prin gladior, ar fi HM, stația centrală Piatra Neamț, AD, substația Roman, CI, substația Târgu Neamț, și CIA, adică CIA, substația Bicaz. Dintre candidații pentru ocuparea postului de șofer sunt MGA, stația Piatra Neamț, BC, Roman, OMN, Târgu Neamț. Altul de la Târgu Neamț, care nu s-a dus prin doamna Preda, ci prin liderul de sindicat. Mai spune ceva documentul respectiv. Că cele două comisii care erau au fost alese și membrii lor determinați pentru promovarea candidaților la examenul sus menționat. Adică comisia știa ce are de făcut. Și pare să că a făcut, nu știm încă. Deci, recapitulăm. Manager trecut, manager actual, fost director sanitar, șeful de sindicat, comisii într-o mare frăție care arată că sistemul acela funcționa perfect, clădit pe șpagă. Deci funcționa clădit pe șpagă. Și dacă funcționa clădit pe șpagă, n-avea cum să nu meargă bine. Vă dați seama, noi cu drag ne susținem unul pe altul pentru că suntem legați prin omerta șpăgii. Și mergem înainte. Omerta asta a șpăgii funcționează până când unul ajunge în partea cealaltă. O să spuneți, băi, și cum n-a mai funcționat omerta? Că cineva a reclamat. Păi, într-un fel, răspunsul e tot în comunicat. Vă mai citesc o parte. O parte din sumele asumelor de bani a fost remisă persoanelor așa de prin intermediul lui AG de către candidați la momentul angajării pe perioadă determinată. Iar în perioada următoare, diferența va fi dată acestora prin același intermediar, cu scopul promovării examenului de angajare pe perioadă nedeterminată. Adică șpaga nu s-a dat acum, nu. S-a dat în momentul angajării pe perioadă nedeterminată, când, pe perioada pandemiei, s-au adus prieteni, rude, nurori, amanți, dacă fi cazul, nu știu. Au fost aduși acolo să lucreze. Acum trebuiau să fie stabilizați pe post. Ni se spune că atunci s-a dat. Ei, probabil câțiva s-au schimbat managerii, mă rog. N-au mai putut beneficia de protecția de la angajarea perioadă determinată, s-au trezit pe drumuri și cu banii dați inițial și au reclamat. Unii spun că e un conflict între manageri, s-au reclamat unii pe alții. Acum, pe logica aia care ar trebui, bine, nu funcționează în partea asta a activităților, vorbim despre chestiuni care țin de justiție, de anchete, unde lucrurile merg altfel. Dacă cineva îți povestește mai multe, mai pui o virgulă.
faci înțelegeri cu el, că odată, așa e legea. Ei bine, pe această logică, dacă Morenciu, cei doi care au strâns și primit bani, Morenciu, Preda și Rozovski, sunt reținuți, cei care au dat 5.000 de euro, 6.000 de euro șpagă, reținuți și ei, pe logica asta ar trebui să vedem ce se întâmplă cu ceilalți care apar în comunicatul ăsta. Cei care au dat și cei care au intermediat, au primit și au dat mai departe. S-ar putea ca în curând să avem o problemă. Problema asta să fie legată de ce personal mai avem de care să funcționeze în ambulanță. Să avem mașini și să nu avem oameni, pentru că vă garantez, dacă cei de la Bicaz, Piatra, vor fi chemați la audieri speciale pe 30 de zile, vom afla alte și alte nume, alte și alte lucruri. Nu știm până unde se va ajunge, dar probabil că se va merge înainte. De ce acum? De ce? Nu știu. Ideea este că se întâmplă. Dar, și cu asta închei ca să mai avem ce discuta și în zilele următoare, fix aceeași situație e și în alte domenii. Nimeni nu și-a băgat nasul până acum, oficial, să vadă ce se întâmplă cu angajații pe perioadă determinată din spitale. Cum, câți dintre ei au rămas? Cum au rămas? S-au dat testări, concursuri? Lucrurile sunt extrem de complicate și acolo și odată vom face o emisiune special pentru asta, cu oameni, cu tabele, cu alte asemenea chestiuni. Ne oprim aici, nu înainte de a vă spune, te rog, Bogdan, să nu închizi, să nu-mi tai vorba, da? Înainte de a spune că revenim cu acel îndemn de la începutul emisiunii. Cunoașteți oameni care ar putea să fie în slujba comunității cu adevărat, nu în slujba partidelor politice? Ar fi o soluție ca lucrurile să meargă înainte. Fără niciun fel de glumă, în general nu răspund la glume cu glume, am putea crea niște repere ale comunității care să poată să încerce să schimbe lucruri. Uite, vă mai dau un exemplu, că toți spun că numai și numai și... Ieri s-a votat o hotărâre în Consiliul Județean care ci că își ține ședințele tot online. La ei pandemie. Nu știm dacă pandemia ține de niște lucruri care au legătură cu legea, dar încă e pandemie. Constatăm că e pandemie. Și ei se protejează de prezențe prea numeroase în sala de ședințe. Asta e. S-a votat o hotărâre prin care s-a înființat un adăpost de animale la Dragomirești. Se înființează un adăpost de animale. Nimeni n-a spus, nici consilieri, nici secretar, nici personalul tehnic al instituției, nici chiar domnul președinte, n-am auzit, poate am greșit, poate greșesc, că s-a mai votat o hotărâre cu fix același centru, dar la Târgu Neamț. Avem două. Una a fost anulată. Dacă da, nu ar fi trebuit să afle și consilierii. Ăsta este nivelul la care se face administrație. Consiliul Județean este un sistem închis în care funcționează legea tăcerii la ordin. La ordin. Este jenant să mai întreb la purtătorul de cuvânt ceva și el să spună, știți, nu am posibilitatea să vă răspund. Este jenant. Este jenant și este ilegal. Îi doare pe ei în fund de lege? Deloc. Fundul este făcut,
V-am spus eu pentru ce. Păcat că nu se mai folosește așa de mult hârtia de fax. Ne oprim aici, vă dorim o zi frumoasă. E 1 iunie, ziua copilului. Toți copiii să iasă în străzi să se bucure. Chiar și cei mai în vârstă. Numai bine, la revedere, sănătate!